Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La Galați a apărut primul serviciu în care clienții își repară singuri mașinile. Asta, era... asta e ca pe vremuri, în special în weekend, când se adunau vecinii în jurul unei dacii la vremea respectivă, ridicau capota și o făceau piese. Și Doamne ajută de acolo, știi? Până duminică seara trebuia să fie reconstruită. Eu am asistat la niște de-astea, începute vineri seara în, la apus și terminate duminică la 12 noaptea cu lanternele, și că cu, atunci nu era iluminat. Și cu piese rămase. Și cu, da, la săracul dădea cu ceoapele pe el după un weekend de muncă. A, era altceva? Înțeleg că aici poți să-ți repari, îți pune la dispoziție tot ce e nevoie ca să-ți repari singur mașina. Bă, da, nu, e mult spus. E în special gândit pentru revizie. Tipul ăsta de serviciu. Și adevărul e că revizia, cred că este momentul în care cei mai mulți dintre noi sunt frustrați când se duc la serviciu, mai ales când e vorba de serviciurile astea de marcă. Și unde lasă mult manoperă. Câteva sute de lei pe manoperă pentru o operațiune care durează, că știi că e pontarea aia cu ora de manoperă și tu vezi că schimbul ăla de ulei și de filtre durează un sfert de oră și ei spontează o oră jumate, serviciul care pontează 2 ore. Uh-huh. Și cum spuneam, este foarte frustrant pentru mulți oameni pe care îi cunosc și toți caută serviciuri de cartier sau așa mai departe, dar sunt mulți oameni, eu de exemplu n-aș fi în stare să fac chestia asta, cum nici tu nu ești, dar sunt mulți oameni dibaci, cărora le și place meșterșugăreala. Meșteritul. Meșteritul. Și se duc la corect. Se duc, iată, acum la un serviciu de felul... Așa cum spălătoriile self care au împânzit acum orașele sunt pline de oameni care își spală cu mare drag și entuziasm mașina singuri și practic sunt pe care de dispariție cele cu angajați, iată că această variantă de serviciu a fost adusă la Galați, cum spuneam, de un tânăr de 35 de ani care a lucrat în străinătate și a aflat că acolo funcționează serviciuri de genul ăsta de 25 de ani în Germania și în Austria. Uh-huh. Nicolae Neagu se numește. Da? Și dacă a văzut el că merge acolo, a zis de ce să nu încerce și aici. Costă 30 de lei pe oră ca să folosești spațiul și elevatorul pentru ridicarea mașinii și încă 45 de lei pe oră dacă ai nevoie și de scule, cum ar fi pistol cu impact, cheie dinamometrică sau tester. Și repet, în general, clienții care vin are deja mare succes, chiar dacă e deschis de câteva săptămâni. Zice că are cam 5-6 șoferi pe zi care vin să facă schimbul de ulei și de filtre sau să schimbe roțile de iarnă cu cele de vară. Există deja și în București, ne spune cineva, pe Basarabiei și e 50 de lei cu scule. Deci e un pic mai scump în București. Aha, oricum, băi, foarte puțin față de cât, adică dacă tu știi să-ți desfaci filtrul ăla de ulei fără să curgă uleiul în cap și dacă știi să umbli după filtre alea de aer care sunt, unul e prin torpedo și unul nu mai știu pe unde, în ție de mașină, scap foarte ieftin, îți poți cumpăra piesele online, că se găsesc acum, sunt distribuitori de piese online, tot așa, cu prețuri foarte bune. Da, depinde ce primești. Poate le comanzi și primești o eșarfă. O eșarfă, da, asta n-ar fi exclus. Asta zice maestru de la Galați, că mai are un concept și pentru ăștia ca noi, care nu așa sunt dibaci, să facă un quick service, tocmai pentru schimburi de-astea de ulei și, alte ulei și filtre, plus plăcuțe sau discuri de frână, adică chestii care durează puțin. Și zice că ar urma să fie cu vreo 20% mai mici prețurile decât la serviciurile obișnuite. E vorba de lucrări de-astea de jumătate de oră, 40 de minute. Uh-huh. Și precizează că la el în serviciu niciodată nu se pot face lucrări ce spuneam noi de desmontat mașini cum era odată. Adică nu poți să faci să demontezi motorul sau să umbli la sistemul de direcție pentru că poți pune în pericol pasagerii și nu se bine, acceptă. Înțeleg că ceva. Sunt și mecanici care te pot sfătui în cazul în care ajungi într-un punct în care nu te pricepi, dar... Dar cum te-ar sfătui? Adică te ajută sau stau lângă tine și zic, maestre, al fii atent, ia cheia asta și uite, desfaci acolo. Nu poți să te poate mai întrebe, fi și amuzant. Știi că nu poți să te mai întrebe cineva a lucrat aici, știi? Da, da, da. Dumneavoastră ați lucrat aici? Că altfel... Nu mai lucrați. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.